Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. A treia zi în care vin, ca de fiecare dată, motivat, sigur pe mine, cu dorința cea maximă de a câștiga și aștept cu nerăbdare să văd ce poate să se întâmple. Să beau ceuțul ăsta cald, că ăștia așa mă simt sub pressure azi, mă simt sub presiune. Trebuie să fie de nou ziua mea azi, că ieri nu mers bine deloc, numai două puncte. Nu știu, poate îmi pierd așa un pic concentrațiunea. Azi trebuie să mă refac, trebuie să mă refac și am o energie pozitivă. Fiind cu gânduri bune, gânduri războinice cu șefii mei, dar pentru mine cu gânduri bune, că astăzi iau amuleta asta. Amuleta pe care am câștigat-o ieri mi-a dat foarte, foarte mare încredere. Eu vreau să intru în battle. Să am echipa mea și pentru asta lupt. Bună seara, dragii mei șefi! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Mie mi se pare că vă simțiți din ce în ce mai ca acasă și asta mă bucură foarte mult. Așa este. Pentru că așa și trebuie. Căci asta este noua voastră casă. Cam așa, da. Nu? Așa e deja au apărut și poreclele. Avem da. Steluța. Pe vechi eu îl vede lumea așa ca pe cineva mai strict. Care a făcut armata, care este așa, organizat. Șef Alex nu mai este nici Alexandru, nici Saudner, este El Vecchio. Asta nu înseamnă decât că ne apropiem, că devenim din ce în ce mai prieteni. De Ștefan știm că este de temut, este mai spre zona Grinci. Eu? No, iar Orlando se spune că este mai indulgent, că este da. Foarte empatic și da. Foarte uman. Sunt sigură că are și el acolo niște lucruri de ascuns. Mai vedem dacă e chiar așa. Că apropierea asta ne face un bine, de ce? Ne cunoaște mai bine, dar până la urmă noi avem de purtat o luptă pentru o amuletă. Noi am ajuns la amuleta cu numărul 3. Păi, Irina, aș vrea să știu cine ne jurizează azi, că schimbă destinul meu, am învățat. Pe mine astăzi mă interesează mai mult invitatul decât tema. Bucătăria este, așa să fac, asta am făcut mereu. După cum știți că este regula, astăzi este rândul unui șef să guste mâncarea voastră. Și nu orice șef. Astăzi vine cineva care de asemenea se simte aici ca acasă. A petrecut mult timp pe aici, începând dintr-o poziție diferită și ajungând să aibă propria emisiune. Ah, Roxana Blenche. Este vorba de Roxana Blenche. Hello, chef. Hello, Roxana. Hello, Roxana. Hello, da, Roxana va pune presiune mare. O știm pe Roxana, o cunosc și personal. Este un șef extraordinar. E super ca om, dar la jurizare o să aibă grijă să verifice tot în farfurie, nu doar gust și tehnici, prezentare, toate o să fie în egală măsură. Am așteptări mari de la Orlando, că-l cunosc, am așteptări mari de la Ștefan, că-l cunosc, și ceilalți, bineînțeles că așteptările sunt la fel, dar nu-i cunosc personal. Abia aștept să aflu tema lor și să înceapă o jurizare și cea mai bună farfurie să câștige. Tema de astăzi m-am gândit că e binevenită. Pentru că nu de mult ați avut un debate. A existat o anumită supă cremă care v-a făcut să vă certați puțin. Te invit să faci la următoarea amuletă o supă crema și să vedem ce șanse ai. Dar fără alte biluțe, floricele, doar crema. Plain crema. Alege-le crema. Morcov. S-a făcut. Gata. Hai, băieții. Hai. Ia să vă văd eu să deci, vă morcov eu, doi morcov tu. Ești morcovul meu. Ești crema mea. Se pare că tema de astăzi este din cauza mea și a lui Richard. Treaba cu doi morcovi a plecat de la o supă cremă pe care am degustat-o și eu am văzut oarece tehnică acolo. Tehnica blenderii n-am auzit-o niciodată în viața mea, să pui într-un termomix și să am vârte. Nu am înțeles tehnica asta. Păi ei au avut de eu nu am avut nicio treabă. Eu știu că există și victime colaterale în urma acestui pariu, dar nu se poate să nu deslușim această situație. Mă doare capul deja. Mi se pare corect. Băi, ți-au făcut asta, ce treabă avem noi? Lasă-i pe ei să gătească și noi stăm liniști și ne uităm la ei. Deși discuția a plecat de la cea supă cremă, m-am gândit să nu fie o temă legată strict de supă cremă. Vreau să fiu mai generoasă.
pentru că voi aveți multă imaginație și creativitate și n-am vrut să vă limitez atât de tare. Așa că tema se numește simplu texturi cremoase cu o vedetă specială. Roșcată. Morcovul. Credeam că ne mai dai ceva. Nu doar morcovul. Morcovul e vedeta. Eu trebuie să văd pe farfurie texturi cremoase care să aibă în spotlight leguma celebră pe numele ei morcov. Am înțeles. Dacă iau amuleta asta și sigur o să iau în fiecare zi mănânc un morcov timp de o săptămână. Eu zic că o să mănânci doar acum un pic, la când gătești atât, după aia gata. Nici nu gust. Gustele înainte. Amuleta de astăzi. Sunt convinsă că o să vă facă pe toți să vreți să câștigați mult mai mult decât voi ați deja. Pentru că este puternică tare rău de tot. A, ce amuletă nu-i puternică? Folosește-te de serviciile șefului care nu are echipă. El poate gusta și poate atinge ingredientele cu care lucrează echipa ta pe tot parcursul probei. N-ai cum, deci n-ai cum. Să ai un șef într-o echipă care poate să fie membru al echipei, să guste, să monteze, să facă orice vrea el. Adică e ca și cum eu aș intra în echipă. E amuleta supremă până acum. Richard, ești la mine, te iau. Yes! Nu spera prea mult. Eu zic că avem toate motivele să încingem cuptoarele, să aprindem toate focurile și să gătim. Pentru că avem pentru ce? Cât timp avem? Cât timp? Da. Fix 60 de minute. Mulțumim. 3, 2, 1, start. Start. Morcovul, ca să faci o textură cremoasă din el, trebuie ajutat. Cu ce îl asociezi? Merge bine și cu citrice. Chiar și poate puțină scorțișoară și vanilie. Bună seara. Salut, stai, Ricky. Salutare. Ce faceți? Imediat. Gata. Ce? Ești incredibil, numai tu le-ai pe Ricky acolo. Ricky, vreau să vii și la mine. Vin, șef, după. Nu, lasă-l la Ștefan. Lasă-l în pace. Lasă-l în pace. Hai să-mi curez morcovul. Imediat. Eu am de făcut. Acum Ricky stă cu mine. Dar la ce v-ați gândit, băieți? Eu azi improvizez, că bucătăria mea e maximă expresiune de improvizare, de creativitate, de modernitate, de avangardie. Ok. Meniul meu la Retroșena durează 7 luni procesul creativ pentru 10 farfurii. Aici durează 5 minute pentru o oră. Eu n-o să improvizez. De ce? Pentru că am o carte de rețete aici, bang, o activez. Ce o să fac? O supă cremă de morcov cu portocale și anason și creveți. Voi face cea mai bună consistență cremoasă. Tu nu că ai fost pe site-ul la restaurantul meu și mi-ai furat rețetele și le faci acolo? Da. Păi eu chiar m-am gândit. Ia uite, mă, ce site frumos are el. Că e frumos, aia e sigur. Alex, yes. Pun sare în mâncare, așa îți dă gustul care îți place ție, gustul de sare, ok? Eu chiar n-aș pune în locul tău. Să nu spui că nu are gust, că am pus sare, ia? Bă, Roxana trebuie să spună dacă are sau nu. Azi vreau să câștig. Vreau să câștig, Ricky! Da. Ajută, șef. Ajută. Mă, Richard, parcă vorbeam altceva ieri. Cum era cu cine vrea să câștige, pierde, cine crede că pierde, câștigă? Sau parcă așa zicea ieri. Ieri era ieri. Azi. Astăzi nu. Astăzi e ziua mea. Aici facem un aer. Un aer de morcov. Un aer de morcov? Aer. Aer de morcov. Aer. Ai auzit? Aerul, da. Aer. Și suflăm în el ca să umple. Ah, ok. Aerul de morcov. Michelin, da. Fac un aer de morcov, o supă de morcov jos, fac un bord blanc de morcov, care n-am făcut niciodată în viața mea, să provez ceva de nou, o cremă de morcov și un morcov fondant. Vechiu, câte texturi de morcov faci tu acolo? Una singură. Păi texturi. Una și am decis pentru un piure de morcov. Lângă piureul de morcov am vrut să pun o proteină, un muș de vită. L-am combinat și cu o bucățică de foie gras. Am găsit și ceva guanciale pentru a-i da gust. Morcovul e dulce, trebuie să-l condimentăm puțin ca să prindă viață. Ștefan, ce faci? Păi te mă plim, vreau să văd ce faceți. Poate mă inspir de ceva de la voi. Opa, mamă, pe opulență, pe homar, pe asta, da? Alex, ești viu? Dor? Foarte viu este. Vrei să-ți iau o pernă? Îți trebuie o pernă? Da. Este o pernă? Avem o pernă?
pentru Alex? Nu, ți-am spus că el intră în zona lui de confort, foarte tăcut, până își pune lucrurile pe făgaș și după aceea să vezi ce dă cu noi de pământ. Lasă-l în pace. El vechi, eu nu știu ce morcov avea, dar morcovul care avea i-a făcut rău, că nu a ridicat capul deloc de pe aragaz. E incredibil, la anii lui, stresul ăsta chiar e de neașteptat. Il vecchio non c'è, è andato via, il vecchio non è più cosa mia. E tu che sei qua, vecchio dimmi perché, perché tagli lo scalogno con la carota. Băieți, voi vorbiți mult, eu gătesc, eu câștig amuleta. Mână liberă, șef. Ce faci? Ce să facă? Vreți să o ajută creveți? Da, vezi că mai e unul. Scuze de întrebare. Mordărește-te și tu pe mâini pentru unul. De ce mă scuze? Uite, dacă vrei să faci ceva și tu sunt sigur că vrei să faci ceva, du-te și încurcă-l pe Richard. Tai Saint-Jacques-ul în jumătate, așa nu-i rupem textura. Am zis, hai să iau niște Saint-Jacques, are consistență, o textură așa cremoasă, moale. Măsline cu scorșișoară de portocală în cuptor. Am zis, hai să-i pun niște măsline făcută la cuptor de suc, ca să-i dea un pic partea asta, un pic mediterane. Am piureul de morcovi cu suc de morcovi la fier și cu arome. Fac o textură cremoasă dintr-un piure de morcovi, dar morcovi cu condimente. Morcovul nu fierbe în apă, îl pun într-un suc de morcovi, să am un gust intens de morcov. Pomarul la final, doar îl rumenesc un pic în unt. Morcovul ăsta să-l pun lângă ceva de top, să fie sus. Și mă gândesc să-l asociez cu homar. Mă duc așa într-o tentă cât mai finuță, să mă ajute să câștig. Băieți, nu mai ziceți nimic? Opa! Da, ce pe drag de voi că sunteți stresați așa și nu mai vorbiți. Dă și mie folia ta de plecați plastic. Așa în forță și după aia încet deveniți muți. Și tot trei timpul ai inversat. Ați devenit muți când ați venit pe la mine pe aici. Ați văzut ce fac eu pe atunci. Așa mi se pare. Păi, este excepțional asta, o iei două puncte. Cred că e așa mea. Două puncte, chiar la fel ca mea? Două puncte nici dacă... Nu știu, dau farfuria goală cu un punct. Voi vă bătesc pe asta două puncte? Nu iau două puncte. Cu Orlando sau? Da, eu cu Orlando ne bătem pentru două puncte. Da. M-am apucat să fac tartarul de creveți și am luat decizia să mai fac o terină din baby morcov. Terină de morcov, din morcov ușor gătit. Să-i dau așa o doză de gătit la cuptor, să fie un gust mult mai amplu. Mi-ai făcut rețeta la fel. Vedem cine o să câștigi. Richard are toate rețetele posibile și imposibile pe site-ul lui la restaurant. Orice rețetă el a inventat. Portocal, ai pus portocal. Portocal am pus-o când tu nici nu știai că ai portocal în coș. Da? Yeah. Am pus-o la copt. Portocală, portocală. Saint-Jacques, creveți. Aproape tare similătoare. Orlando, eu chiar te-aș vedea bine așa în echipa mea, că ajut băieții mei ca să câștig. Te pun acolo la dressing, la plating, la făcut cartofi, că nu mai știi cum să faci un cartof. N-ai făcut tu atâția cartofi cât am plantat eu. Ai plantat? A, da, poate da, dacă e plantat, da. Noi gătim aproape identic. Pe mine mă bucură nespus faptul ăsta, de ce? Intră în zona de confort a pariului pe care l-am făcut. Pentru că trebuie să compar mere cu mere. Morcovul e campionul astăzi. Cel puțin la mine. Vedeta la tine în farfurie este... Morcovul. Homarul. Cum ai morcov. Vrea tu dacă pui morcov lângă homar? Doar nu o să spui că homarul e vedetă, nu? E morcov. Homarul e garnitură la el azi. Așa, cine vorbește, vechi-o cu foie gras, cu buș de vită. Până la urmă, cine e vedeta? Morcovul, foie gras sau muș? Vedeta este vechiul. Eu am încercat să-i dau cât mai mult gust. Textura mea era mai de piure. N-am vrut să merg pe foarte, foarte subțire, pentru că riscam că atunci când puneam mușchiul de vită să se scufunde și să nu se mai vadă. Sunt sigur că am gust, am tehnică, am un preparat final care arată superb. Mă laud, dar când am finalizat crema de morcov, am gustat ea, m-am îngăiat așa un pic și am simțit un gust de morcov intens așa și aromatul era... Saint-Jacques, morcovul. Și o farfurie tare fină, delicată, elegantă. Cred că ar putea să fie strada spre victorie. Hai că ți-e...
Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.